În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, încă o noapte de Paște, poate ceva mai specială anul acesta și aceasta, pentru că, iată, suntem nevoiți, în urma acestei încercări de Dumnezeu îngăduită, să trăim Paștele în această izolare socială, în această izolare bisericească, ceva mai departe și ceva mai departe de Domnul Hristos. Deși s-a tot spus în ultimele săptămâni că totul va fi bine, s-a promis că vom ieși cu toții mai puternici din această încercare fără precedent pentru marea parte dintre noi. Vine astăzi înaintea dumneavoastră, celor care sunteți de față și miilor care sunt de departe și care ne urmăresc, cu o altă promisiune. Dar în același timp, pe lângă această promisiune, ca ea să se adeverească, am nevoie și de angajamentul dumneavoastră. Și anume că totul va fi bine numai cu Dumnezeu. Totul va fi bine numai cu Dumnezeu. Tot am mai vorbit în anii precedenți despre lumina aceasta. Toată lumea, angajați ai maternității, prieteni, cunoscuți, m-au întrebat cu toți la unison: părinte, cum vom lua lumină? Vin însă încă o dată înaintea dumneavoastră cu această precizare fundamentală. Această lumină coborâtă din cer, așa cum ei se știe, cei care ați fost cu noi la Ierusalim și am săutat acele lespezi, sătate de milioane de buze, de miliarde de buze, și noi știm ce igienă este în Orient, nu știu dacă cineva a luat de acolo vreo boală sau, eu știu, avei de acolo în sicriu. Știm cu toții că acea lumină vine acolo ca un semn de mângâiere, ca un semn de întărire în credință, și aici este simbolul a ceea ce se întâmplă după înviere. Această lumină, o luați acasă, arde candela, sper să o stingeți mai spre zi ca să nu luați în case. Unii o duce la cimitir, dar știi că nu avem voie pentru că s-au zăvorât, acolo este mare concentrație de geme și viu și am înțeles virusul în această perioadă. Așa? Dar noi o luăm și o ducem unde? Pe masa Sfântului Altar. Ce este pe masa Sfântului Altar? O întrebare ca la grădiniță. Sfânta Împărtășanie. Adică această lumină va merge să lumineze și să încălzească trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. În acest context, lumina ne conduce la Dumnezeu. Nu ne conduce la masa bogată, nu ne conduce la cheful obișnuit până acum în cimitire, pe care Dumnezeu ne l-a luat, nu ne conduce în discoteci, pe dacă toți suntem creștini și avem noi temeri și acolo, ci ne conduce la Dumnezeu în mod esențial. Pentru că dacă nu luăm pâinea și vinul, trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, lumina a coborât degeaba. Hristos a aruncat măgăitare, cum spune acolo, înaintea porcilor. Așa spune Scriptura. De aceea, dragilor, să vă gândiți la următorul lucru. După ce Iisus înviază, ce face? Merge la apostol, în Ierusalim. Unde? Unde acei bravi bărbați care se credeau mari și tari, când Iisus a fost arestat, încătușat, bătut în cuie și îngropat, făceau pe ei de frică. Astea erau apostolii noștri. Când Iisus a fost luat de la ei, tremurau de frică din toate mădulaile lor. N-au avut curajul să iasă din foișorul și cu ușile încuiate, să ducă să miluiască trupul învățătorului, cum era firesc, legal, permis. Cine a mers acolo? Niște femei. Și acele femei, să nu crezi că erau cu din cer, niște nebune, așa erau considerate.
Pentru că venind de acolo și le-a spus apostolul că l-a văzut pe Domnul înviat, sunt niște bune, aiuriți. Nici ei n-ar fi mers. De ce au mers femeile? Pentru că înaintea și în mijlocul lui era cine? Măicuța Domnului. Cea care cu dragostea ei de mamă nu s-a temut de moarte, nu s-a temut de pedeapsă, de consecințe de evrei, ci a mers la fiul ei să-l miluiască. Mort în groapă acolo. Așadar, dragostea de mamă poate fi asemănată, dacă vezi dumneavoastră, cu iubirea pe care omul trebuie să o aibă față de Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră, simbolizată de această luminiță. Dacă vreți ca această iubire să rămână între noi oamenii, dacă vrem ca această iubire să rodească și să crească, pentru că fără ea n-avem ce căuta în iad. Ne mănâncă viermii la Petru și Pavel, la eternitatea lui noastră și fundul iadului fără iubirea lui Dumnezeu. A să surgi cu toții fără a ne spăimânta, pentru că avem timp de pocăință, nu? Biserica și preotul nu amenință, ci vă învață să ne pocăim cu adevărat, să ne sfințim cu harul său, pentru că ne s-a luat dreptul, ați văzut dumneavoastră la împărtășania firească, și în acest fel, să nu mai teme de moarte. Pentru că dacă Hristos este cu noi, fizic, prin împărtășanie, duminică e duminică, lună de lună, post cu post, dacă copiii mei sunt, dacă părinții mei sunt împărtășiți, indiferent ce virus o fi, indiferent ce microb, ce bacil, ce coc, ce vreți dumneavoastră, indiferent ce cancer, noi nu ne temem. Pentru că Hristos, care trece prin ușile încuiate, una, ne poate da viață peste viață, cum avem în viață în jurul nostru, nenumărate minuni, și dumneavoastră ca Doamne care lucrați în săi de naștere, în săi de operații, în săi de terapie, știți foarte bine câte minuni se fac cu mine ai Dumnezeu. Și al doilea lucru, chiar dacă murim, noi nu murim. Ne transformăm în niște prinți și prințese al lui Hristos, niște feți frumoși și necosânzene și care suntem așezați cu Hristos și cu Sfinții și cu Îngerii în Împărăția Cerească. Aceasta este marea bucurie a învierii noastre. Că noi nu mai murim. Creștinul este copilul lui Dumnezeu, dar doar dacă se sfințește cu harul lui prin sfintele taine. Așadar, în vierea de anul acesta, 2020, 19 aprilie de acum, este ziua în care e bine să ne întâmpărim în minte că totul va fi bine doar cu Hristos. Și nu la mod declarativ, nu e o mantră pe care o știm acolo că e bine să o spunem, ci cu Hristos înviat, împărtășit de noi prin sfintele taine, le reamintim, botez. La vremea asta ne învățam bunicii și nu scăpăm de el. Spovedanie, împărtășanie, cununie tinerilor, atenție, cununie și la cei bolnavi sfântul maslu și atunci învăluiți de Hristos, îmbrăcați în acest veșmânt care este crișma noastră ce strălucește, cu siguranță nu avem de ce să ne înfricoșăm, nu avem de ce să tremurăm, pentru că Hristos este în mijlocul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Acum, noi vom înconja bisericuța cu cei trei voluntari sau cinci sau știu cât am permis la această slujbă. Dumneavoastră, dragii noastre mămici și dragi doamne, slujitoare de maternitate, aveți ocazia să vă închinați la icoana învierii. Unde este? N-ați văzut unde e icoana învierii? Aveți un altar de acolo, așa, cei care se închide în corp, bineînțeles. Și, desigur, dacă vreți să stați mai departe, aveți băncuțele afară, balcoanele toate sunt libere și ferestrele încât slujba până la vreo 3, sunteți în mijlocul nostru cu Hristos. Toată și plăcut. Hristos a Oh,
călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Ridicați căpetenii porțile voastre, ridicați căpetenii porțile voastre, ca să intre în patul slavei. Cine este cineva? Ridicați căpetenii porțile voastre, ridicați porțile voastre, ca să intre în patul slavei. Cine este cineva? Ridicați căpetenii porțile voastre, ridicați căpetenii porțile voastre, pentru a intra în patul slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare războaie, acesta este patul slavei. Hristos ne binecuvânteze cu fața Său, să ne întărească credința și lucrarea faptelor bune, spre o frumoasă viețuire aici, pe pământ, cu El, cu cei dragi, cu Sfinții și mai ales pentru viețuirea în bucuria slavă Sale, fără de sfârșit. Deci mă gândesc acum că pe cât de obositoare era slujba aceasta în copilărie, când feita sfântă lăsa famie, dacă te punea în genunchi sau pe scaunel, te ridica fără să uite bunicuțul sau bunicuța care stăteau drept așa și vertical 4, 5, 6 ore până ce se încheia rânduia liturgică într-un sat mai mare, cum era în Moșna. De cât, eu știu, de frig era afară sau poate ploua sau poate era noroi, că tare în munte noroaie mai erau noi acasă acolo, ulița, în Hudița, cum spuneam noi, în care ne-am născut și am crescut, pe atât de mai era bucuria, era bucuria de a merge la înviere. Undeva, cred că prin clasa 4-5 era hotarul în care părinții considerau că putem să stăm la această slujbă. Sigur, chiar dacă se spune, nu aveam la ce rămâne acasă, pentru că când era România și Mihaela se terminau la ora 7-8 seara, eram atât de dornici să mergem în biserică să cântăm Hristos a înviat. Și mă gândesc la două lucruri. De unde această dragoste aproape ființială a unui copil spre a merge la un studiu cum este învierea? Păi, primul și în primul rând am spus că această noapte sfântă ne transcede într-o lume de poveste. Dacă afli că nu doar făt frumos în viață, că trei zile după ce stopește Ileana Cosânțeana cu apa vie, lucru important, că în Evanghelie se spune că a fost izvăță această poveste, sau această idee de poveste, copilul nostru, de data aceasta, află că și în afară de, eu îmi cream cu Petru Ispirescu, Hans Crezean, dar mai sunt și persoane care îs mai apropiate de el și care nu mai mor. Nu mai mor pentru că, iată, deși au ajuns în iad, au ajuns în mormânt, au fost mărunt pecetuit, moartea a fost biruită. Și atunci copilul se trezește într-o lume reală, trăit ca într-o poveste. Pe de altă parte, mă gândesc, dacă la Ierusalim învierea este la ora 2, 1-2, nu știu dumneavoastră, asta spune că pe internet, l-ați dat cu toții, la, sau, nu știu, să fost din cei 60 de mii care erau acolo cu ochii să vadă dacă vie să nu fie lumină, ca și o parte din noi în biserică aici, așa, mă gândesc că de ce acolo este ziua, iar nu este noaptea. Pentru că e un nonsens, așa, e o contradicție, cum să spui. Ziua la unul la mezul nopții. Ei, dragilor, care e cea mai mare
teama noastră vis-a-vis de efectele morții. Ați auzit bocetul maicilor, a bunicilor, a boștorilor angajat de Botenia, acolo vis-a-vis de mormânt? Întunericul. Iată că noi creștinii venim și pe lângă această minunată poveste de dragoste între Dumnezeu și om, care are un happy end, așa să spune, nu? În sensul că noi trăim veșnic cu Hristos, cei dragi anuși cu Sfințe Părția Cerească, iată, noi creștinii începem să ne manifestăm că nu mai temem. De aceea, iată, străbatem o noapte, cei de cam puțin timp, că dacă faci așa, s-o mai citit, așa cum am face noi pe aici, se scurtează la jumătate, dar am văzut, de exemplu, la ceaua, cu vina mamă, și unde îi apucă dimineața să le sare soare și el nu termină cu slujba, cu cântarea și cu aindată la casă, cu tot păștul și a ouălor și a prinoasă la corp, ceea ce înseamnă. Acolo dacă mai multă credință, dacă mai multă putere, mai multă dragă de Dumnezeu, că au și uitat de oboseală. Sigur, noi poate cei la orașe mai muncit, așa, noi mai stresați, mai ne grăbim așa, să mai prindem puțin mâncare și un pic de noapte. Dar important este că și în această noapte sfântă am primit cu aceeași dragoste și bunătate această poveste a vieții fără de moarte și, eu știu, a nopții luminoase și luminate de Domnul Hristos, lucru care, am spus, ne dă garanția că a noastră credință creștină nu este un sistem de idei filozofice. E bine, am văzut la capăt de Pască Sfințită, o ușor, mergem acasă, cu lumânta de mână, frumos, romantic, dacă se poate, o masă frumos cu cei acasă, și cu asta a trecut Paștele. Nu. Creștinismul este religia lui Dumnezeu cea adevărat, care îți dă și un soc de lumină de acolo din cer, să te mângâi puțin, îți dă voie să mânci și o pască bine cu aghiazul nou, la fost doar o rugăciune acolo, ca la masa la praznic, cu aghiazul aici, adică o leacă pe ștei împătrășit, mai ieși un pic de har acolo și acasă peste zi, iar dacă tu, am mai zis și mai devreme, să păstrezi lumina aceasta în mod simbolic în inima ta, împlinind porunci evanghelice care iluminează viața noastră, atunci, într-adevăr, am primit în dar și primul cel mare, rodul cel mai, adică locul cu Sfinții în partea celor de dreapta în Împărăția lui Dumnezeu. Sigur, este greu să te gândești la lumină, strălucire, cerată, că noi debea așteptăm să treacă criza aceasta și să mai facem o petrecere, un punct de artificii, eu știu, plimbare mai mare, un concediu mai sofisticat. Dar, așa cum am spus și în cuvântul de azi, cum am tot zis în cele 4 zile de post și de 49, de fapt, de Sfinte Mascul, atunci care ne-au murit aici, în biserică și peste mășe țări, ar trebui să că dacă noi nu îl găsim pe Dumnezeu cât mai curând, s-ar putea ca ceea ce nu s-a prezis de către oameni de știință, așa s-au exprimat mai mari lumini, facem ce spun oameni de știință. Că vom avea vreo 2 ani de boală și de pandemie și iar până ce o să ne cearnă pe toți care vreau să facă viață, Dumnezeu știe. Dar deocamdată n-am o inimă, așa cum bine se știe, și eu puțin de COVID. Sunt boli, și boli, și dacă s-a murit de o infecție atunci, și asta a fost, sigur, adăugată bolii în boli de fond, încât vrem să fim Dumnezeu, vrem să fim brațele Lui și aici cu răcie, atunci hai să fie o nouă indicare a noastră față de Dumnezeu, o viață plină de bunătate, o viață plină de dragoste, care se manifestă prin faptele bunele noastre, o viață plină de spiritualitate, unde rugăciunea e rugăciune, unde împărtășanie, unde slujba e slujbă și, eu știu, mâncarea și plimbarea și distracția sunt și ele îngătite cu măsură, bineînțeles. Toate acestea pentru a slăvi pe Dumnezeu și pentru a căuta cât mai mult la bucurie, la petrecerea și la lumina de sus, acolo unde nu mai sunt nici dureri, nici tristețe, nici suspinare. Hristos cel înviat, dragilor, să ne ocotească, pe toți să ne mântuiască, să ne opere din patru Său, în veci. Amin.